Liderii de sindicat vor purta discuții la sfârșitul acestei săptămâni în cadrul Consiliului de Coordonare al Federației Naționale Mină-Energie. Sindicaliștii spun că se va face o analiză și pentru activitatea din anul 2013. Vom discuta situația anului 2013, problemele cu care ne-am confruntat în anul 2013, atât la nivel regional, și mă refer la zona Oltenii, cât și la nivel național, pentru că federația este compusă din sindicate care activează și în alte domenii, și în alte zone, cum ar fi cei de la nucleară, cei de la metale rare, colegii din Valea Jiului, care și într-o dezbatere internă în momentul de față, și avem și sindicate din zona Munților Apuseni. Deci vom face o dezbatere pe problemele anului 2013, un raport de activitate al biroului executiv și, desigur, este un consiliu de coordonare anual. Vom avea în vedere strategia pe care o vom aplica în anul 2014. Rușeț anunță că în perioada următoare liderii de sindicat și administrația gigantului energetic vor avea o nouă rundă de negocieri. Se vor purta discuții despre persoanele care sunt pensionabile, dar și despre pachetele de performanță pentru angajații CEO. Este obligatorie această rundă de negocieri pentru că este o prevedere contractuală că anual părțile se vor întâlni și vor discuta indicatorii pachetelor de performanță. Nu numai pachete de performanță. Avem de discutat probleme legate de un sistem unic de salarizare. Trebuie să discutăm problemele legate de efectele reorganizării personalului TESA. Sunt probleme legate de, și trebuie să o recunoaștem, de propunerea care vine din partea administrației privind persoanele care îndeplinesc condiții de pensie. Directoratul Complexului Energetic Oltenia a anunțat că persoanele care sunt pensionabile vor beneficia de 6 salarii din partea administrației și nu de 16, cum era în trecut.